Aceste două minore de 14 ani, locuitoare a unui oraș din nordul Moldovei, sunt printre cei peste 10 milioane de utilizatori a aplicației Periscope, care le oferă posibilitatea de a lansa transmisiuni video în direct de oriunde există internet. Sună interesant, nu-i așa? Aplicația a fost lansată acum un an de compania americană Twitter, care și-a propus să revoluționeze astfel comunicarea clasică prin rețelele de socializare. Inițial însă... A fost dezvoltată inițial pentru a facilita jurnaliștilor prezentarea unor evenimente din locații unde nu poți să ajungi repede cu operator, cu cameră, cu card de transmisiuni și așa mai departe. Folosind periscopul, jurnaliștii puteau să facă un stand-up, să facă un mic reportaj în direct de la locul unui eveniment. Aplicația poate fi descărcată gratuit și instalată pe orice smartphone sau tabletă. Deși oficial există restricții de vârstă pentru utilizarea aplicației, acest obstacol poate fi ocolit cu ușurință creând un cont cu date false. Vedem că rețeaua este folosită în principal de către tineri, de către cei care au nevoie de ceva mai multă exprimare și vor să scape de limitele impuse de alte rețele sociale și vor să vorbească cu prietenii lor, nu neapărat stând pe un calculator, ci vorbind în fața camerei de, în fața webcam-ului calculatorului. Principalul minus al aplicației ar fi că toate aceste transmisiuni sunt publice. Principalul minus este că oricine din lumea asta te poate vedea. Se uită pe hartă, vede unde sunt aceste transmisiuni, oricine le poate accesa, să vadă cine ce vorbește, de unde vorbește și așa mai departe. Iar cei care folosesc aplicația de foarte multe ori nu știu lucrul acesta, nu știu bineînțeles cine îi urmărește. Pot să împărtășească cu cei telespectatorilor, pot să împărtășească detalii din viața privată. Vă întrebați cât de populară este această aplicație în Moldova? Deocamdată nu există nicio statistică în acest sens. Cert este că zilnic, în emisie directă, pot fi văzuți zeci, iar uneori chiar sute de moldoveni, majoritatea dintre ei copii și adolescenți. Iată doar câteva exemple. Această fată și colega ei, ambele eleve la un liceu din capitală, au inițiat o transmisiune în direct, chiar în timpul orei de limba rusă. Prima întrebare pe care le-am adresat-o prin intermediul chatului a fost despre vârsta lor. Au 12 ani, fetele. După mai multe runde de întrebări și răspunsuri, i-am propus uneia dintre fete să continuăm discuția în privat. Și așa cum transmisiunea de la ora de limba rusă era urmărită de doar 3 spectatori, una dintre minori a decis să atragă mai multă atenție și apreciere printr-un procedeu verificat. Iar această adolescentă de 14 ani a pornit transmisiunea live de acasă. Inițial a evitat să spună de unde este, însă pe parcursul discuției, probabil fără să-și dea seama, ne-a răspuns la această întrebare. Să mă întrebăm la ce școală învați la Drochea? Cum? Pet live. Transmitem întrebarea. Da, la mama. Am de tristă.
Dar la ce școală înveți la Drochia? Nu învăț la Drochia. Nu sunt din orașul Drochia, sunt din satul Drochia. Dar tu de unde ești? Deja i-am trezit interesul. Și cum te numești? Câte ani ai? Să facem cunoștință. O altă adolescentă de 16 ani era cât pe ce să accepte să iasă în oraș cu o persoană necunoscută, sub a cărei identitate se ascundea echipa noastră. Păcudește între ei, da? Păi, vrei mă să iasă cu noi? Nu, și gata. Vrei să iasă stea cu noi? Da, tu și tu și încă 2-4 ani? Hai să-ți văd dacă sunt. Da, păcud, da, ai Facebook? Dacă ești haroșă, ies, dar dacă nu, nu ies. Nume, prenume, localitatea de domiciliu, denumirea instituției de învățământ unde își fac studiile. Sunt doar câteva categorii de date personale pe care le-am putut afla de la adolescente fără vreun efort. Întrebarea este până unde poate ajunge sinceritatea minorilor, dornici de a se face văzuți și auziți peste tot globul. Și oare câți dintre ei realizează pericolele unei astfel de interacțiuni? Pot exista pedofili în această rețea de socializare care vor să urmărească ce fac alți copii. Am văzut și transmisiuni de la ore de la școală, dar mai mult decât atât, ce fac ei în intimitatea lor de acasă când ei cred că nu sunt văzuți de anumite persoane sau cred că îi arată prietenului, prietenei cu care sunt prieteni la școală anumite lucruri, dar de fapt sunt văzuți și de anumite persoane care chiar caută așa ceva. Copiii pe care i-am găsit hoinărind pe online aveau în medie câte 10-15 spectatori virtuali. Unii dintre aceștia nu au întârziat să lanseze discuții cu un caracter pervers. Răspunsurile copiilor nu au fost nici ele inocente. Sex porno. Nu Mulți dintre utilizatorii minori ai aplicației sunt siguri că orice filmuleț cu ei în rolul principal va fi șters de pe serverele Periscope după 24 de ore de la emisie. Cel puțin asta prevede politica dezvoltatorilor, doar că atenție! Asta nu înseamnă că el nu poate fi salvat, nu poate fi urcat în altă parte, nu poate fi văzut și folosit de către cine nu trebuie, chiar dacă după 24 de ore el dispare din Periscope. Psihologul Tatiana Buianina susține că orice copil sau adolescent înghițit de lumea virtuală este expus riscului de a fi abuzat. Hai să fim serioși, persoanele interesate de a abuza un copil vor manipula necesitățile copilului, inclusiv necesitatea de a se afirma, da? Inclusiv necesitatea de a obține afecțiune. Respectiv, din punctul ăsta de vedere, copiii tot timpul vor fi pătură socială vulnerabilă în spațiu virtual. Și indiferent cât de bine nu credem noi despre un copil, fiindcă s-a întâmplat cel puțin în experiența la stradă, să avem copii olimpici, să avem copii foarte buni, da? Care în mod obișnuit avem încredere în judecata lor. Dar acești copii sunt lacunari în experiențe de viață. Acești copii sunt în perioada de maturizare când au nevoie de confirmări, au nevoie de atenție, vor să se afirme. În unele cazuri, abuzatorii își exploatează victimele virtuale perioade îndelungate de timp. De multe ori copiii sunt șantajați că în cazul în care refuză, de exemplu, comunicarea sau refuză să facă anumite lucruri, această informație va fi distribuită în rețelele lor sociale și lucrul ăsta se întâmplă. Și aceasta este doar unul dintre riscurile pe care le comportă viața trăită în direct pe Periscope, bineînțeles și în alte rețele de socializare. Specialiștii spun că de multe ori, în goană după fan și apreciere din partea lor, adolescenții se aventurează în experiențe care s-ar putea sfârși tragic. Nu a fost nevoie să mergem prea departe pentru a găsi exemple de acest fel. Sunt chiar de la noi din țară. Wow, unde sunteți? Capetandru. Suntem în Chișinău. Pe acoperiș? Da. Dar și nu-ți dai seama? Cât vedeți, transmisiunea live este făcută de pe acoperișul unei clădiri. Iar această minoră, dintr-o suburbie a Chișinăului, a ales o cale cu mai puține trepte de urcat pentru a-și impresiona publicul. Și-ar fi automutilat încheietura mâinii și se crede grozavă. De ce încercați să faceți ce? Am vrut.
Nu te-am văzut să-ți curgă sânge. Eu am stărat mâine la fotca la școală când văd că e când curge sânge. Că ne-am tăiet. Asta m-am zgâriet așa. Spune, știu că eu. Știu că sunt foarte. Da, crută. Știi, asta nu-i tăiet. Când te tai, și doare. Și vrei să mori. Dacă te zgâriet, pur și simplu îți poași. În momentul în care tu faci anumite lucruri în acel chat, să-l numim video chat, că până la urmă tot video chat este, ești apreciat și te bucuri. E acea goană după like-uri, apreciere și mult mai mulți prieteni și afirmare pe care o găsim în oricare din rețelele sociale. Se provoacă între ei pentru că sunt tineri și cum joaca lor s-a mutat din curtea blocului sau din grădina casei, s-a mutat în casă, în spatele ecranului pe calculator, aici ei se simt probabil mai în siguranță, se simt, au impresia că pe ei nu-i observă nimeni, nu-i vede nimeni și își permit să-și dea liber nu numai imaginației, cât și anumitor cerințe pe care le-au văzut în anumite contexte, pe internet, în filme, la televizor. Vedeți? Suntem în Chișinău. Dați provocări. Așa e? Înghite un fir de păr și nu vreau să înghit un fir. Nu eu! Nu! Maria vrea! Înghite-o dacă trebuie! Ce mă joc cu ele? Nu mai ai! Vă rog, nu vă dezabonați! 7 oameni sunt la noi! E unul noi! Uite cât s-o lătă! E bine așa! Bagă o limbă în urele! Nu puteți! Cui! 6 oameni! Uitați-vă cum îmi bagă lui Sorsa. Așa cum vă spuneam la începutul acestui reportaj, fiecare utilizator al acestei aplicații are posibilitatea nu doar de a transmite în direct, dar și de a urmări ce fac alții. Ce bun ar putea găsi aici un adolescent? Pe lângă canalele oficiale ale unor vedete de la Hollywood, pe Periscope pot fi urmărite tot felul de evenimente culturale, ba chiar lecții de engleză sau de tango. Însă, mare atenție! Spre deosebire de YouTube sau alte rețele, aici filtrele de conținut par a fi ineficiente. Rețelele sociale își dezvoltă tot timpul o sumedenie de mijloace de filtrare a conținutului nepotrivit. Există filtre automate pentru conținut pornografic, pentru conținut violent. Dacă ne uităm la Periscope, care până la urmă are niște transmisiuni în direct, este un tip de videochat care poate fi păcălit cu ușurință, pentru că, să spunem, se poate accesa conținut adresat exclusiv adulților, pentru că este public și pentru că la început a reușit să păcălească acele filtre, stând, să zicem, 10 minute liniștiți, fără să efectueze vreo acțiune specială. Aceasta înseamnă că prin Periscope pot fi văzute bătăi în public, cum s-a întâmplat recent în Federația Rusă, sau chiar violuri în direct. Un caz de acest fel s-a produs cu câteva săptămâni în urmă în Statele Unite. Iată ce am găsit noi în timpul excursiei noastre prin lumea online-ului. Spre exemplu, un travestit care se dezbracă. Ori niște consumatori de droguri, care descriu în detaliu întreg procesul de pregătire a dozei de iluzii. Riscurile la care se expun adolescenții pe internet ar putea fi diminuate. Important este ca părinții să acorde mai multă atenție educației copiilor lor în mediul virtual. Haideți un pic să lăsăm momentul ăsta, că ăsta e spațiul copilului, da? Nu, ăsta este un spațiu virtual care funcționează analog spațiului real. Și atunci, exact cum părintele controlează ce se întâmplă în spațiul real al copilului, cine sunt prietenii lui, unde își petrece el timpul, care sunt conținuturile, învață ceva bun sau invers, învață ceva rău acolo, da? Exact așa, părintele este cel responsabil. Dacă i-ai dat copilului planșeta, fii bun și controlează ce se întâmplă în acest spațiu. Ar fi bine, însă realitatea e cu totul alta.
De multe ori, părintele este prea preocupat de rutina adultului pentru a atrage atenția la ceea ce se întâmplă cu copilul. Și de multe ori, copiii sunt bine, mersi, în regulă și părintele presupune că copilul, la fel ca și el, adultul, va fi capabil să facă diferență între situația, într-un fel, cu potențial negativ și o situație neutră sau una pozitivă. Ori, de cel mai multe ori, copilul nu gândește la fel ca și părintele. El gândește la fel pentru situații care sunt familiare. Pentru situații noi există curiozitatea. Pe lângă regulile de conduită în lumea virtuală, părinții ar trebui să cunoască și instrumentele de bază, cu ajutorul cărora pot restricționa accesul odraslelor lor la site-uri sau aplicații nepotrivite pentru vârsta copilului. De regulă, aceste soluții sunt integrate pe orice dispozitiv modern. Se pot bloca și, cum am mai spus, accesarea conținutului media pentru diferite categorii, cărți cu conținut nedorit și cărorva aplicații în dependență de vârstă, plus 4, plus 9, 12, 17. Părintele instalează din start aplicațiile care consideră dumnealui că sunt sigure și activează restricționarea instalării unor altor aplicații. Și în cazul în care copilul va încerca să instaleze același Periscope sau alte aplicații, Facebook și așa mai departe, deci însăși tableta sau sistemul de operare nu îi va permite acestui copil să facă această operațiune. Mai mult ca atât, noi putem indica expres care site-uri pot fi vizualizate și putem restricționa accesarea altor site-uri. Controlul parental pentru calculatoare și dispozitive mobile poate fi activat chiar în magazin, atunci când procurați device-ul. Adevărul este că prea puțin dintre părinți cer acest lucru. Cam din 10 părinți, minimum 3 solicită să le instalăm aplicațiile de parental control la smartphone-ul sau tableta copilului. Ceilalți părinți nu prea știu singuri de posibilitățile smartphone-ului lor și nu prea știu cum ar putea să folosească copilul. În afară de instrumentele clasice de control parental, există și soluții mai sofisticate, care le permit părinților să cunoască tot ce se întâmplă pe device-ul copilului. Aveți posibilitatea să limitați accesul copiilor la câte ore are voie să folosească de calculator sau tabletă. Este posibilitatea să vă urmăriți copilul. În cazul în care aveți un smartphone, la fel, antivirusul se instalează și pe smartphone și puteți să vedeți unde este copilul dumneavoastră la momentul dat. Recent, o aplicație similară cu Periscope a fost lansată și de compania lui Mark Zuckerberg. Intenția de a lansa un astfel de serviciu a fost exprimată și de dezvoltatorii celei mai mari rețele de socializare din Federația Rusă. Este un trend care acum prinde, care se va dezvolta în următoarea perioadă. E foarte important ca părinții să se educe împreună cu copiilor, astfel încât să descopere că internetul poate fi un loc bun, nu neapărat un loc unde sunt numai răufăcători și se întâmplă numai lucruri rele.